O fetiță de 5 ani și bunica ei au fost găsite de diplomații ucraineni din Belarus, unde le duseseră soldații ruși după ce le-au atacat în mașina familiei la Kiev. Părinții fetiței și fratele ei au fost uciși, iar ea a fost împușcată în zona capului. Agresiunea rusă a adus poporului ucrainean jale, durere și lacrimi. Ea a adus atrocități și crime de război pe o scară pe care lumea nu a mai văzut-o de zeci de ani. Dar războiul a scos la iveală tot ce e mai bun în acest popor, omenie și dorința de a se ajuta reciproc în momente dificile. O poveste despre război și umanitate. Pe 28 februarie, în regiunea Kiev, militarii ruși au tras într-un autoturism al unei familii liniștite care au încercat să părăsească zona de luptă. Mama, tatăl și fiul de 18 ani au fost uciși. Bunica și nepoata de 5 ani și jumătate au supraviețuit. Fetița a primit un glonț în cap. Ocupanții le-au adus în Belarus, a scris ministrul. Fetița a fost operată într-unul dintre spitalele belaruse. În urma pierderii părinților, o angajată a Departamentului Consular al Ambasadei a eliberat un act de custodie temporară și buletin pentru întoarcerea în Ucraina, iar micuța a fost externată din spital. Ambasada a închiriat o ambulanță care l-a dus pe bunica și nepoata în străinătate, unde în prezent continuă tratamentul. Starea copilului este stabilă, nu există nicio amenințare pentru viața ei.